Emisiune susținută de companiile Agrosel, profesionistul dumneavoastră în semințe, și Romvac, tradiție și inovație în medicină. Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit și de data aceasta. Pentru mine este o zi specială, nu numai pentru că este duminică, este specială pentru că mă reîntâlnesc cu dumneavoastră și faptul că suntem împreună, pentru mine înseamnă cea mai mare bucurie. Sunt de asemenea fericită și pentru că putem să vorbim pe Facebook, dragii mei. Acolo ne împărtășim părerile, propunerile, ideile. În sfârșit, asta înseamnă că putem comunica și este bine pentru toată lumea, dragii mei. Pentru că sunteți în fața televizoarilor, vă spun deja, avem o emisiune plină de surprize, de lucruri interesante, de povești foarte, foarte speciale, așadar nu mai vorbesc mult, să înceapă emisiunea. Federația Națională Pro Agro a reunit în cadrul evenimentului Farm Food Forum cele mai importante voci din agricultură, dar și din industria agroalimentară. Cele mai importante voci, spuneam, pentru a pune în discuție un subiect foarte, foarte special pentru noi românii. Politica agricolă comună 2021-2027, dragii mei. Să nu uităm că în perioada în care România va avea președinția UE, dosarul politica agricolă comună este un dosar foarte special și foarte greu de rezolvat, așadar să vedem despre ce a fost vorba. Deși la prima ediție, evenimentul Farm Food Forum, organizat de Federația Națională Pro Agro, a reușit să creeze poate cea mai importantă platformă de comunicare din acest an între entitățile reprezentative din sectorul agricol și agroalimentar. Tema centrală a Congresului Politica Agricolă Comună 2021-2027, discuțiile aplicate, dar și numărul mare de vorbitori au asigurat succesul acestei manifestări, care a adus la Brașov peste 450 dintre cei mai influenți fermieri și procesatori din industria alimentară. Domnule Emil Dumitru, ați organizat un eveniment care a pus în discuție o temă arzătoare nu doar pentru fermieri, ci și pentru români, pentru că ne hrănim cu toții în fiecare zi. Politica agricolă comună. Ce ar trebui să știe fermierii, cei care nu au fost prezenți astăzi aici, și pentru ce veți milita în viitor, referitor la aceste politici? ProAgro este clar o federație care și-a asumat responsabilități în sensul de a fi un promotor al specificității agriculturii românești, indiferent că vorbim de fermier mic, mediu sau mare, și cred că astfel de platforme de dialog în care practic noi fermierii, grupurile de lucru din cadrul ProAgro care au muncit și au scos în evidență particularitățile și dezavantajele și avantajele viitoarei politici agricole comune, să le spunem celor care ne privesc și n-au putut să participe la eveniment că nu ne dorim plafonarea subvențiilor, că ne dorim egalizarea plăților directe pe suprafață și ne dorim o simplificare în ceea ce înseamnă absorpția de fonduri europene. Asta, făcând un rezumat pe scurt, cred că rolul fermierului, fermierul ar trebui să fie în centrul atenției și fermierul ar trebui să fie încurajat ca să poată să producă mai mult de calitate și la prețuri accesibile pentru consumator, și nu în ultimul rând ar trebui să facem o educație a consumatorului din România, astfel încât el să prefere la raft produsele din România, pentru că asta înseamnă dezvoltarea industriei alimentare românești, înseamnă taxe și impozite, înseamnă servicii de sănătate și de educație mai bune. S-au vehiculat cifre foarte importante și foarte măgulitoare pentru România, aș spune eu. Suntem pe locul 6 în Europa din punct de vedere al suprafeței agricole, nu? Și ar trebui să ne mândrească și să ne claseze și din punct de vedere al productivității și al performanței în topul Europei. Cu toate acestea, fermierii români nu simt că ar fi cumva avantajați de acest lucru. Credeți că noile politici vor veni cu susținere mai fermă pentru fermieri? Absolut. Dacă vom ști să scriem un program de dezvoltare rurală după 2020, mult mai bine, și vom finanța foarte mult fermele și procesarea materiilor prime în fermele din România, sigur o să
reușim să avem o cu totul altă transformare a agriculturii. E adevărat că astăzi avem o agricultură cu două viteze, dar este o agricultură structurală foarte tânără, de 28 de ani, după atâta fărmițare cu punerea în posesie a proprietăților, era normal să se întâmple lucrul ăsta, cred că e nevoie și de o reformă funciară și cred că ușor, ușor lucrurile vor evolua pozitiv. Sigur, noi, mai tineri, avem niște așteptări mult mai mari și nu avem răbdare, dar e clar că dacă ne uităm din 2007 și până în prezent, agricultura României s-a transformat într-un mod radical pozitiv și e loc de mult mai bine, avem nevoie de niște politici publice coerente și noi să venim alături de cei care fac politicile publice, să îi corectăm acolo unde greșesc, să venim cu propuneri constructive, argumentate și atunci lucrurile vor evolua pozitiv. Care credeți că va fi veriga, eu știu, considerată locomotivă pentru dezvoltarea agriculturii românești, a industriei alimentare? Pe ce ar trebui să mizăm? Zootehnie. Zootehnie și organizarea piețelor. Dacă vom face zootehnie, vom avea transformarea materiei prime și atunci o să apare și o competiție pe ce înseamnă cereale mult mai acerbă. Vom avea carne, vom avea materie primă, vom putea fi un jucător important în piața agroalimentară europeană. Da, spuneați în prezentarea dumneavoastră că vedeți cu ochi foarte buni mediul antreprenorial, da? Oamenii de afaceri, micii întreprinzători și poate că lor ar trebui să li se adreseze o parte dintre politicile acestea. Credeți că în viitor va exista un pachet legislativ care să-i motiveze să investească mai mult în agricultură, în industria alimentară? Da, sigur că nu pot să concep satul românesc fără o agricultură care să se dezvolte. E nevoie să le creăm tinerilor care se instalează în mediul rural și o viață socială care să o petreacă, să aibă servicii publice de calitate, apă, canal, gaze, niște condiții în care să-și petreacă timpul liber, astfel încât să fie atractiv satul românesc pentru a se instala acolo în mediul rural. Încă mai avem multe lucruri de făcut, dar suntem pe un drum pozitiv și eu îmi exprim încrederea că după 2020 România agricolă va arăta mult, mult mai bine față de cum arăta în 2007 și veți vedea că inclusiv în cifrele pe ce înseamnă PIB-ul pe agricultură vom crește încet, încet. Trebuie să facem mai mult pentru a procesa materia primă în România și a nu mai o exporta, pentru că asta înseamnă export de subvenție. Da, ultima întrebare. Cum credeți că ar trebui să câștige piețe importante? România, mă refer pe cereale. În zona cerealelor, cum am putea câștiga paradoxal noi piețe? Dacă de multe ori și mi-asum chestiunea asta că suntem oameni și mai greșim, am criticat foarte mult pe traderii. Eu cred că traderii de nenumărate ori ne-au ajutat, dar trebuie să vină și statul cu o strategie de a identifica noi piețe de desfacere și discutam în pauză că Indonezia ar fi o piață foarte importantă unde se joacă 15 milioane de tone de cereale, dar e nevoie de o strategie de stat cu atașați agricoli, cu tot felul de demersuri bilaterale, schimburi de documente, astfel încât să fie compatibile cele două autorități de sanitar-veterinare și așa mai departe. Cred foarte mult că numai așa, constructiv, putem să deblocăm foarte multe piețe terne. Împărțit pe trei ateliere destinate zootehniei și industriei alimentare, agriculturii vegetale și acvaculturii, forumul a servit informație dedicată celor prezenți. Audiența s-a bucurat de prezența unor invitați străini, a președintelui Partidului Popular European, secretarului general Copacogeca și a vicepreședintelui Asaja din Spania. Provenind dintr-o familie de fermieri care exploatau 7 hectare, președintele Partidului Popular European, Joseph Dol, a atras atenția celor prezenți, spunând că dacă ar trebui să facem o plafonare la anumite ferme, exploatații extraordinar de mari, pentru a instala tineri fermieri în exploatații agricole viabile, poate că este o soluție și plafonarea. O afirmație cu care fermierii români, dar mai ales cei care dețin exploatații mari, nu pot fi de acord. Eu, Muscă, la Curtiș și Olari, lucrez 7600 de hectare de pământ.
Pământul acesta este al oamenilor, nu este al Muscă, nu are Muscă nimica din treaba aceasta. Eu sunt un director la societate. Acei oameni care s-au unit, care și-au pus pământul împreună, acum de ce să fie frustrat și să spunem pentru 5.000 de hectare de pământ, 5.100 la curtici, să primească doar 200-300 de mii de euro și restul să noi mai primim? Ce am făcut? Ce am greșit? Pentru că ne-am unit, pentru că am crescut productivitatea, pentru că am crescut producția muncii, pentru că am automatizat, pentru că am putut să facem dezvoltare și pe verticală și pe orizontală, să adunăm oameni calificați, să avem grijă de familiile lor, să-i plătim pe acești oameni. Și atunci spui, nu te plafonezi. Adică spuneți că am tăiat aripile celor care ar vrea să se asocieze, practic, nu? Ne mai vorbim de cei care vor să se asocieze. Dacă astăzi se discută asemenea lucruri, ce vinovați sunt oamenii că s-au unit? Ce facem? Îi desfacem din nou din societate și facem 3.000 de firme particulare cu 1, 2, 3, 5 hectare de pământ? Și ce facem? Unde-i viitor? Unde? Pentru că lumea este împărțită în două. Pe de o parte se spune, vine 2050 cu peste 9 miliarde și 500 de milioane de locuitori pe Terra și nu vom avea ce mânca. Pe de altă parte vine Rockefeller sau alți mari bogătași ai lumii și spune, băi, suntem prea mulți pe pământul ăsta, trebuie să reducem la 4 miliarde. Cum vedeți România după 2021? Văd România, primul lucru trebuie să pornim să împingem în față oameni competenți. Oameni competenți pentru numele lui Dumnezeu, pentru că aici este un apel de disperare. Haideți să ne punem oameni competenți la nivel de țară. Și pe ce segment ar trebui să... Pe toate segmentele. Pe toate segmentele, absolut pe toate segmentele. Nu avem că pe aia sau pe aia. Noi suntem o țară care putem să producem tot. Și mâncare, și vegetal, și animal, și industria alimentară. Dumneavoastră ați dovedit-o, dar... Și dacă eu am dovedit-o, să știți că n-am niciun secret față de nimeni și nimica. N-am făcut facultatea, nu știu unde am făcut-o, în Timișoara, la facultatea Timișoara, deci și s-a învățat carte pe vremea aia și știm carte și putem face orice, am dovedit cu prisosință că tot ce facem, facem așa cum trebuie și să creăm plus profitul, pentru că dacă crezi plus profitul îți duce prosperitate, îți permite să investiți, să investești. Când nu mai investești înseamnă că te-ai plafonat, te-ai ramolit și pui lacătul pe ușă în următorii ani. Bun, dar toate lucrurile astea eu le aud de foarte, foarte mult timp. Slavă Domnului, sunt de 20 de ani în presa agricolă și le aud doar la nivel declarativ. Ați auzit dumneavoastră în ultimul timp vorbindu-se despre fabrici, despre deschiderea de noi fabrici care să prelucreze materie primă brută? Eu nu. Deci, repet, din nou, oameni competenți. Toate astea trebuie să le creăm noi, sectorul privat. Nu mai merge. Ceea ce am făcut atâta industria alimentară la Curtici și la zona aia, și Zotihnie, și Pămușa, și mai departe. Se poate face, nu sunt secrete. Este la îndemâna tuturor. Trebuie să plece totul de la nivel mic? De la mici fabrici? Acum, o parte din români le e frică să se îndatoreze băncilor. Deci să nu uităm, capitalismul din vestul Europei s-a dezvoltat cu credite bancare. Și eu ce am făcut? La început am fost cu credite bancare în care mi-am amenajat și mașină și casă și tot ce am avut. Deci nu trebuie să ne fie frică de așa ceva. Avem tendința asta, cum să mă bag pe datorii în bancă, că dacă o fi ceva. Nu fi nimica. Dar trebuie gândit de 10 ori și trebuie băgat în calculator de 10 ori până când vezi. Și dacă n-ai viziunea zilei de mâine și a anilor viitori, atunci nu te apuca. Stai cu minte și fii un executant și restul terminăm cu investițiile și cu dezvoltarea. Sunt oameni care foarte fair play, dar care pot să fie doar simpli executanți. Trebuie să fie și din aia, că altfel n-ar lucra nimeni. Am făcut asta un îndemn la acești fermieri care sunt aici, să înceapă de la noi, de la fermieri, să clădim să ducem oamenii acasă. Pornim primul lucru de la salarii. Dom'le, salariile, auziți, ce am spus acolo, am văzut Hanovra, ce mașini, ce utilaje, ați văzut ce s-a prezentat și astăzi altă firmă. Aia înseamnă că se reduc numărul de locuri de muncă, adică se reduce efectiv, se tehnologizează și cu oameni mai puțini. Oamenii aia trebuie să fie plătiți ca și în vest. Eu după ce am văzut de la Hanovra, am spus clar, salariile în 2-3 ani de zile trebuie să fie egale, cei în România să fie și afară. Dar trebuie să fim foarte atenți și să lucrăm de ieri, nu de mâine. Pentru că dumneavoastră ați văzut, acum au ieșit nemții și au spus mai avem nevoie de 1.000.000 și aproape 200.000 de locuri de muncă în Germania.
Doamne, lumea se duce acolo, într-acolo, pentru că zice, mă, la sigur îmi dă banii mâine. Eu zic, uite, în fiecare zi trebuie cresc câte puțin, câte puțin, ca să ajung și eu acolo. Trebuie să fim foarte, foarte fericiți. Eu, de exemplu, am văzut un lucru. Am făcut în fiecare an profituri frumoase. Domnule, și mi-am dat seama că, da, plătesc impozit la stat, m-am dezvoltat. Dar trebuie să am grijă, poate, mai mult decât am făcut-o până acum, de către oamenii cu care lucrez. Oamenii cu care lucrez sunt... Da, sigur că da. Și obligatoriu să fac treaba asta. Acum, am făcut-o. În măsura în care am putut, că am avut o strânsă corelație. Ce pot să fac, cum pot să plătesc oamenii, cum pot să mă dezvolt, să mă capitalizez. Toate trebuie legate, gândite și mers într-o proporționalitate perfectă. O altă durere a fermierilor este interzicerea substanțelor neonice, care lasă loc infestărilor masive cu Tanimecus. Fără a spune prea multe vorbe pe această temă, fermierii au preferat să demonstreze ce înseamnă lipsa acestor substanțe. În cadrul evenimentului s-a vorbit despre agricultura de precizie, despre combinele performante care pot recolta 50-60 de tone pe oră în orice condiții climatice, iar dacă altă dată lățimea de lucru de 20 de metri era un vis, în acest moment este o realitate. În noua generație de combine s-au eliminat rulmenții și curelele, iar acestea sunt capabile să recolteze aproape orice tip de sămânță, chiar și pe cea de lavandă sau iarbă. S-a făcut de asemenea și un mic experiment pentru a demonstra capacitatea de dizolvare rapidă în apă a unui produs pe bază de aminoacizi liberi furnizat de o companie din Spania. Doza pe care le folosim de obicei este între 1 și 2 litri, 1 și 2 grame pe litru de apă. Aici, aproximativ, vor fi cam 5 grame, 4-5 grame de natura minți. Că este ea aproape mișina. Mulțumim mult de dată. Să vedeți, de 5 ori doză, nu a rămas absolut niciun rezidu în paharul. În plus, au fost aduse argumente în favoarea rentabilității produselor. Astfel, la porumb, cu un cost suplimentar de 250 de lei pe hectar, s-a obținut un spor de producție de 2,5 tone. În urma testelor realizate în România la fermieri din diverse zone ale țării, sporuri semnificative s-au înregistrat și la vița de vie, tomate, lucernă, rapiță sau grâu. O analiză pertinentă cu cifre și date concrete despre piața cerealelor arată clar unde se află oportunitățile și pe ce culturi ar trebui să mizați. Suntem un producător bun de grâu. Estimam acum câteva săptămâni că vom face 8.600.000. Ceea ce mă interesează este aici diferența foarte mare de productivitate existentă între România și media UE. Avem o productivitate comparabilă cu cea de la Marea Neagră, însă ceea ce nu vedem noi este că noi ar trebui să fim o piață în care producția ar trebui să fie făcută într-un sistem intensiv, în timp ce în continuare în România producția este făcută într-un sistem extensiv. Am crescut și la orz destul de mult, cu 33% în ultimii 10 ani, la fel avem o problemă de productivitate, însă suntem un furnizor bun de orz pentru câteva piețe foarte bune și poate fi un produs extrem de profitabil pentru dumneavoastră dacă îl gestionați cu inteligență. Bun, la porumb. La porumb, aici avem o tragedie cu porumbul. Este singurul produs al agriculturii românești, discutăm de cultură mare, cereale și oleaginoase, care nu s-a încadrat pe un trend de creștere puternică din punctul de vedere al productivității. Și aici discutăm despre elementul meteo, despre care doamna Mateescu ne-a vorbit mai devreme, și despre elementul tehnologie, în primul rând sămânță, discutăm despre sămânță din pătul în continuare, ceea ce nu se mai întâmplă de 50 de ani în Uniunea Europeană, plus un consum mult mai mic de îngrășăminte. 700.000 de hectare sunt cu sămânță. Suntem numărul 1 la suprafață și ultimul loc la productivitate. Mai avem un potențial de încă 10 milioane de tone, care înseamnă încă 2 miliarde de euro pentru dumneavoastră. Tot ceea ce trebuie să faceți este să mergeți în continuare pentru a crește productivitatea în condițiile în care piața nu așteaptă pe nimeni. Rusia crește enorm, Ucraina crește enorm, nu mai vorbesc de America de Sud și de Statele Unite. Dacă noua politică agricolă, indiferent de mărimea sumelor pe care le va aloca, nu va gândi și o direcționare a sumelor condiționată de performanță, Europa va continua să importe produse din lumea largă. Și România cu atât mai mult. Nu trebuie să facem eforturi ca să vindem grâu în Indonezia și porumb în Egipt.
Trebuie să facem eforturi să ne vindem lapte, carne, ouă și produse pregătite din aceste produse agricole. Avem profesionalismul să realizăm în România mâncare pentru români. Noi vorbim să cucerim piețe externe, că noi nu suntem în stare asta să asigurăm 100% produse alimentare piața românească. Este păcat. Avem ca fermieri o mare problemă cu ceea ce privește personalul de specialitate. Am ajuns să facem eforturi fantastice de a pregăti tinerii după ce vin în fermă. Dacă vrem să dezvoltăm business-uri în continuare, avem nevoie ca școala să fie lângă noi cu oameni pregătiți. Pentru că adoptarea noilor politici agricole comune reprezintă un punct de cotitură pentru România, ne interesează să aflăm opinia cât mai multor vorbitori. Tocmai de aceea vă propunem să urmăriți în edițiile următoare și alte opinii legate de acest subiect. Următorul material este dedicat crescătorilor de animale. Dragii mei, știu că sunteți foarte atenți la îngrijirea animalelor, ce produse cumpărați, dar mai ales cum le administrați. Acum stăm de vorbă, pentru că mergem la Romvac, stăm de vorbă cu domnul doctor Tudoran, care ne va spune despre niște produse obținute numai din plante, care au niște rezultate extraordinare, pe care vreau neapărat să le aflăm împreună. Ne-am obișnuit de-a lungul timpului să aveți noutăți pentru noi, pentru crescătorii de animale în special. Ce noutăți are Romvacul în acest moment? În acest moment o să vă prezentăm noutățile, 90% care sunt produse pe bază de plante și încă un produs pentru medicina alopată care se adresează porumbeilor. Să începem cu Egvipur, este un șampon pentru cai, se adresează cailor cu pelaj deschis, respectiv închis. Da, deci avem două variante. Absolut. Da. Sunt flacoane la 200, respectiv 1 litru. Spre deosebire de concurență, și vreau să insist pe acest aspect, Egvipur este un produs foarte concentrat numai în extracte de plante, față de restul produselor care sunt pe piață, care, din păcate, au un preț mai mic, dar sunt numai din produse de sinteză chimică, care, dacă sunt utilizate intens, produc, dimpotrivă, probleme ale pielii, dermatite. Mai mult rău decât bine. Da, nu vreau să vorbesc de rău, dar, din păcate, nu sunt produse pe bază, încă o dată, de plante care să facă bine și să adreseze formării unui pelaj de calitate. Dacă vreți o notă un pic anecdotică, aceste produse se folosesc și le recomandăm, inclusiv doamnelor și domnilor, cu rezultate foarte bune. Avem clienți care, de când au fost lansate pe piață această gamă de șampoane, folosesc numai Egvipur. Alte produse pe bază de plante, avem gama Enteroprotect. Deci, acum fiind și sezonul fătărilor, pot fi folosite ca o alternativă în diareile specifice și nespecifice. Sunt formulate la seringi dozimetrice de 5, 10, respectiv 20 de mililitri. Conținutul este identic, decât mica diferență este la ambalaje, în care la seringile de mai mici, de 5 și de 10, apar pozele cățeilor și pisoilor, iar la seringa de capacitate mai mare apar și speciile de interes. Vițel, iez și mii. Încă o dată, conținutul este identic, modul de folosire este același, 2 ml pe 5 kg greutate vie, poate fi folosit de la o zi până la 5 zile, singur, sau se poate combina în cazurile grave cu antibioticele care acționează la nivel intestinal. Un alt produs care este foarte, 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 a prins foarte bine pe piață și este utilizat de la crescătorii de păsări, porumbei, până la viței, este BioEnteron. Este un probiotic lichid pe bază de Enterococcus faecium, care se folosește din prima zi de viață.
în doză de 1 ml la litru de apă, vorbesc de păsări, se poate administra inclusiv cățeilor din prima zi de viață, se pulverizează, vorbesc de căței, se poate pulveriza la schimbarea dietei alimentare pentru prevenția diverselor enterite. Poate fi folosit inclusiv ca adjuvant în tratamentul și romeneteoprotecto, în tratamentul diareilor parvovirale. Alt produs tot din plante, care se adresează canidelor și echideilor, și de fapt nu numai în afară de pisică, este herbal micoderm. Da, un produs cu certe calități utilizat în dermatitele pruriginoase și arsuri. La canide, ecvine, are un rezultat foarte bun, inclusiv în micozele dermului. Când trebuie folosit? Se folosește, în general, îl utilizăm în duet, dacă îmi permiteți termenul, cu un special în dermatitele câinilor alergice, în combinație cu exentratul. Iar local, dimineața și seara, recomandăm administrarea herbal micodermului pe zonele afectate. Durata de administrare poate să fie până la 5-7 zile, poate și mai mult, nu e niciun fel de problemă, fiindcă, încă o dată, sunt numai extracte din plante și, încă o dată, cu rezultate foarte, foarte bune și concludente. Alt produs, deja consacrat, tusifugul, tot extract din plante, este un adjuvant în afecțiunile respiratorii, are acțiune sedativă și în același timp expectorantă. Se adresează căror specii de animale? Absolut tuturor speciilor de animale, inclusiv omului poate fi folosit, fiindcă este un sirop dulce cu extracte cu decocturi de pătlagină, lemn dulce și valeriană. Se folosește ca adjuvant împreună cu administrarea de antibiotice, favorizând, are o ușoară sedare a tusei. Alt produs ca o alternativă la Romenteroprotect este enterotratul. Are o consistență mult mai fluidă, poate fi administrat individual cu seringa sau se poate amesteca în apa de băut, în ceai și inclusiv pe furaje. La fel se poate adresa tuturor speciilor de păsări și respectiv animale. Da, și mai avem un produs pentru porumbei. Pentru porumbei este o noutate pentru piața românească. Porumbelul, în special porumbeilor voiajuri, se contaminează în cursul transporturilor. Când în mașinile de transport, adăpătorile sunt comune, iar dacă unu-doi exemplare sunt potențial bolnave, transmiterea bolilor făcându-se în special până apa de băut, acest produs administrat la îmbarcare, direct în gură, una-două picături, reușește să controleze eventuala contaminare prin apa de băut. Care ar fi principalele boli care ar putea fi luate prin apă? Majoritatea. Crescătorii știu. Tricomonoză, salmoneloză, chiar și difterovariola. Și se folosește doar preventiv și în momentul apariției? Se folosește și ca adjuvant în terapie, în special în tricomonoză, în afecțiunile micotice provocate de candida și în tratamentul formei difterice a difterovariolei, care constituie o mare problemă în terapia porumbeilor. Se poate administra inclusiv la îmbarcare și respectiv la întoarcerea din cursă. Dacă vreți, iarăși vorbim plastic, e ca un soi de apă de gură, dacă îmi permiteți termenul. La fel cu efecte bune.
Și a sesat la urmă un produs unde văd niște muște acolo. Știm că în perioada caldă, cel mai mare dușman, ca să spun așa, la mai multor specii de animale, este musca în sine, care o deranjează. Având în vedere că deja au început căldurile chiar excesive, muștele au început să-și facă apariția. Vă recomandăm capcana pentru muște de la firma Sapi. Are niște efecte foarte bune, deoarece conține niște atractanți. Se introduce apă în recipientul de sus și atractanții care sunt excepțional ademenitori pentru muște fac ca muștele să intre în respectivul recipient și să se nece, să moară. Efectul, încă o dată, este demn de remarcat și vă recomandăm utilizarea acestei capcane, iar după două săptămâni o să vedeți că poate nici poate și mai repede toată această pungă se umple de muște moarte. Deci, iată, este un produs benefic. Mulțumim pentru aceste detalii. Succes în continuare și la cât mai multe produse benefice pentru crescătorii de animale. Într-o lume atât de aglomerată, bacteriile ne amenință la tot pasul. Când bacteriile sunt rezistente la antibiotice, suferința este a ta, dar și a celor din jur. În lupta împotriva rezistenței la antibiotice a apărut ImmunoInstant. ImmunoInstant acționează specific asupra microorganismelor rezistente la antibiotice. ImmunoInstant, o speranță pentru fiecare. Nou de la Romvac. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. Dragii mei, în cele ce urmează vom cunoaște un tânăr agricultor care are grijă și coordonează o fermă de 3400 de hectare, obținând rezultate extraordinare la mai multe specii. Astăzi vom vorbi despre năut, o specie care este mai puțin promovată în România, dar care obține rezultate extraordinare în sudul țării. Mai are și alte sfaturi pentru fermieri. Cu toată dragostea vreau să-i urmărim povestea. Domnule Stănescu, suntem la Vișina, județul Olt. Aici vă desfășurați activitatea de zi cu zi. Aș vrea să ne prezentați, în primul rând, ferma dumneavoastră și ce faceți mai exact aici. În cadrul societății Agromec Vișina lucrăm 3400 de hectare în arendă. Aceste suprafețe sunt pe 8 localități. Ne desfășurăm activitatea din anul 1991. Este o afacere de familie la a doua generație acum, prin partea de management pe care o coordonez la acest moment. Aceste suprafețe, în jur de 75% avem culturi de toamnă, în speță 50% grâu și 25% rapiță, și apoi culturi de primăvară avem năut, linte, ricin, culturi care se pretează mult mai bine în zona aceasta de sud, de extrema României, zonă preponderent mai secetoasă, unde arșița își face simțită prezența în timpul verii. Cum s-a desfășurat activitatea în acești 30 de ani? Mă gândesc că n-ați avut de la început 3400 de hectare în coordonare, în familie, iată. Cum s-a desfășurat activitatea și cum era agricultura, nu știu, poate când erați noastră copil și cum este acum? Agricultura aici în zona noastră, ca și în toată țara, a început să se schimbe destul de mult, începând de acum 10 ani până în prezent, deja din ce în ce mai mult. Fermierii se dotează cu utilaje din ce în ce mai performante. De acum 10 ani în urmă, dacă stăm să analizăm, era destul de greu să lucrezi în agricultură. Au fost condiții destul de grele pentru oamenii care făceau agricultură la acel moment. Dar, în ce sens? Păi erau utilaje care nu aveau putere, erau foarte multe ca număr, se stricau destul de des și tot timpul fel și fel de probleme. Acum deja lucrurile stau un pic altfel. E mult mai ușor să gestionezi o fermă. Poate în anii următori nici nu o să mai fie nevoie să ieșim așa de mult din birouri prin noile tehnologii care apar. Ați atins un punct cheie, utilajele. Ce utilaje aveți în fermă și cu ce vă desfășurați activitatea? Avem combine între 300 de cai și 500 spre 600 de cai, diferite modele. Tractoare, care majoritatea sunt tractoare de putere în jur de 400 de cai medie, dar mai avem și câteva tractoare mai mici pe care le folosim pentru lucrări mai simple de semănat, de herbicidat. În jur de 14 tractoare și 9 combine avem la acest moment.
Semănători? Semănători preponderent cele de păioase, pentru că și în primăvară năutul, de exemplu, fiind o cultură pe care noi o semănăm într-o suprafață destul de mare, o semănăm tot cu aceste semănători. În schimb, culturile de prăjitoare deja le scădem destul de mult, de la anul, cred că, mai spre zero, floarea soarelui și porumbul. Semănători destul de performante cu care reușim să semănăm într-un timp foarte scurt, în momentul în care apar ferestrele optime de semănat, să profităm cât mai mult de ele și într-un timp foarte scurt, în câteva zile, să ne atingem obiectivul pe care ni l-am propus. Pentru o asemenea suprafață, 3400 de hectare și atâtea utilaje, mă gândesc că este nevoie și de forță de muncă destul de multă. Cum stați din această privință? Pentru că în foarte multe zone fermierii se plâng, nu există forță de muncă, nu există forță de muncă calificată, oameni serioși. Da, la noi este și un avantaj, pentru că fiind ferma destul de veche, din 1991 până în prezent, aproape 40 de ani de activitate, s-a creat un colectiv și oamenii au rămas oarecum uniți, mai ales că ușor-ușor schimbând și trecând către utilaje mai performante, unde necesită mai puțină forță de muncă, au rămas în continuare și oamenii alături de noi, astfel încât nu suferim pe partea aceasta de forță de muncă. În schimb, alte societăți care au fost înființate mai recent au această problemă și în zona noastră. Care ar fi cultura principală din ferma noastră? Ca și suprafață, dacă stăm să analizăm, este vorba de cultura de grâu. Dar ca și importanță este cultura de năut. Cea despre care o să vorbim și în continuare, pentru că, iată, suntem în fața unei sole foarte frumoase. Cum a evoluat plantele în acest an? În acest an plantele au evoluat destul de bine. Am semănat undeva acum o lună, luna trecută. Deși n-am avut precipitații de acum două luni, până în prezent abia seara am primit în jur de între 7 și 12 litri pe metru pătrat, am reușit să semănăm în timp optim și să avem și o răsărire destul de bună, așa cum putem observa. Aș vrea să-l invităm alături de noi și pe domnul Dan Zăvicianul, șeful de producție din cadrul Societății Agromic Vișina S.A. Bună ziua, bine ați venit alături de noi, iată, suntem în fața unei culturi foarte frumoase de năut. Bună ziua, bine ați venit. Ce ne puteți spune despre această cultură? Această cultură este o cultură relativ simplă, nepromovată, care cred că va ajuta orice fermier, pentru că are câteva caracteristici vis-a-vis de celelalte culturi de leguminoase care ne ajută în condițiile în care nu avem apă. Năutul nu este o plantă iubitoare de apă de la un anumit stadiu. Mai are avantaje vis-a-vis de, să zicem, mazăre. Nu există problema căderii, nu există problema scuturării. Din stadiul de înflorire nu iubește apa. Ori pentru noi... Este nemaipomenit fiind o zonă cu mai puține precipitații, dar aș vrea să vorbim despre tehnologia de cultură. Ce înseamnă de la pregătirea terenului până la recoltat? Da, am mai avut și anul trecut în cultură năutul. Am hotărât să pregătim terenul din toamnă, arat, fertilizat, discuit, pentru ca acum în primăvară să intrăm direct. Am intrat direct, fără niciun fel de lucrare de pregătirea solului, nici măcar combinator. Când ați semănat? Am început semănatul începând cu data de 1 aprilie. Acum se prezintă foarte bine, se poate vedea cum... Deci este curat, interesul e să-l ținem curat și sănătos. Ce înseamnă acest lucru? Câte tratamente, fertilizări? De ce are nevoie înăutul pentru a oferi o producție mulțumitoare pentru fermier? Fiind leguminoasă, mâncare nu are nevoie foarte multă. Deci la pregătirea patului germinativ care se face din toamnă, cum am zis mai devreme, o cantitate mică de complexe. În vegetație, fiind un fixator de azot, are nevoie decât pentru stadiul de vegetație, deci în prima parte a vegetației, să zicem, 100 de kilograme de azotat de amoniu, apoi nu are nevoie de mâncare. Din contră, el trebuie să ne ia azot din aer, să ne pună în pământ, că de asta e leguminoasă. Domnule Stănescu, ce puteți să-mi spuneți despre modul în care se comportă această plantă? Spunea și colegul dumneavoastră faptul că nu este totuși o cultură foarte promovată. Ce i-ați sfătui pe fermieri pentru a
remediată pentru a asemăna și această cultură. Da, sfătuiesc pe fermieri să o încerce, pentru că la noi și înainte de perioada dinainte de 89 se punea năut, dar pentru că pe o suprafață foarte mare, chiar aici în zona noastră, în zona de sud, dar pentru că după Revoluție s-au întrerupt relațiile comerciale, automat traderii fiind interesați decât de produsele clasice, grâu, floarea soarelui, porumb și rapiță, automat s-au întrerupt aceste relații comerciale și n-a mai fost interes pentru această cultură. Dar noi încercăm să o readucem la nivelul la care ar trebui să fie, pentru că randamentele pe hectar sunt foarte bune. În afară de faptul că este o leguminoasă, ceea ce ar fi premergătoare foarte bună pentru grâu, chiar mai bună un pic decât mazărea, este foarte ok și pentru zie, pentru subvenția aceea de lapia de peste 55 de euro pe hectar. Mai are și alte avantaje, de exemplu, noi am făcut 2,6 tone, am vândut-o la un preț de 550 de euro pe tonă și astfel am ajuns undeva la o vânzare pe hectar undeva în jur de 1400 de euro pe hectar calculat. Prețul seminței este un pic mai mare, dar ca și inputuri avem costurile ca și la mazăre, ca la o cultură simplă de mazăre. Noi anul trecut am făcut pe 250 de hectare în medie 5200 la cultura de mazăre și vă dați seama că am renunțat pentru că a fost mult mai rentabilă cultura de năut. Am avut și un avantaj cu aplicația Griso, pentru că tot mergând la târguri în exterior, tocmai din asta am reușit să obținem un preț atât de bun, pentru că reușim să vindem direct afară această marfă. Anul acesta am și produs sămânță pe 600 de hectare din cele 780 de hectare pe care le avem cultivate. Drept urmare, de la vară o să avem și sămânță, dacă sunt fermieri interesați să o testeze, fără nicio problemă ne pot contacta și putem să le oferim această sămânță, să o vadă, le putem face contract să le și colectăm marfa și fără probleme, dacă randamentele vor fi bune pentru dumnealor, de ce să nu păstrăm în anii următori și chiar să renunțăm, așa cum noi o să facem de la anul, la culturile de floarea soarelui și porumb. Deci atât nu numai sfaturi, ci și sămânță, însă totuși aș vrea să punctăm un pic, care ar fi principalele boli și principalii dăunători care ar putea afecta cultura de năut? Dăunătorii nu prea. Cu ce ne-am confruntat anul ăsta? Cu atacul de rățișoară. N-am știut de că îi place năutul. În vegetație, un singur insecticid noi îl dăm preventiv. Nu e problema ca și a mazărei. Boli, trebuie să ținem cont de rotația culturilor, fiindcă singura condiție a nu fi pus după o leguminoasă, a nu fi pus după floarea soarelui dacă e posibil, după rapiță. Este o cultură extrem de bună, dar se adresează în special părții de sud a României, zonele laterilor mamehedinți, deci unde e și seceta cea mai mare. A doua atenție trebuie să o aibă producătorul la pregătirea terenului, pregătitul, fertilizatul din toamnă, primăvara, direct semănat, deci asta implică semănători bune cu pregătire. Și a treia atenție la această cultură, recoltatul. În momentul recoltării, năutul trebuie să fie foarte curat, adică iarba în amestec cu boabele de năut, porozitățile după bob înverzesc bobul și atunci e un bob pierdut. Fiind adresat numai consumului uman, trebuie să fie bobul de o anume mărime și foarte curat. În schimb, e o cultură care nu are probleme. De aceea, și ce spunea Ștefan, ca și inputuri e undeva la, deci sămânța care e un pic mai scumpă, undeva la 2000 de lei pe hectar, în condițiile în care dacă ai reușit să faci 2 tone, nu 2600, deja ești mai bine decât ai face 8 tone la grâu. Fiindcă e o cultură rentabilă. E o cultură foarte rentabilă. Și mai are și alte avantaje. Știți cum este problema aceea cu furturile care pot să apară dacă se pune porumb. Năutul este o plantă care este oarecum amară, inclusiv dacă ar intra cineva cu oile în această cultură. Nu ar fi afectată, pentru că nu ar avea interes. Deci oile nu agrează năutul. Nu agrează năutul pentru că este o plantă foarte amară.
Și mai are iarăși un avantaj. Noi anul trecut, când am început recoltatul, am început la mazăre, apoi grâu și apoi rapiță. N-am avut nicio fereastră de pauză. În cele 3 săptămâni în care noi am recoltat, o suprafață de peste 2600 de hectare, și năutul a fost abia după 2 săptămâni. Am luat o pauză și apoi după 2 săptămâni am început și recoltatul la năut. Ați pomenit faptul că pe viitor veți oferi și sămânță fermierilor din zonă. Sunt deja interesați fermierii din această zonă de sud a țării de cultura năutului? Da, sunt foarte interesați fermierii. E posibil să nu avem sămânță suficientă la cât de multe cereri am avut până la acest moment pentru această cultură. Dar cu desfacerea? Cu desfacerea, desfacerea o avem asigurată, noi putem să vindem, deja avem contracte cu Liban, Maroc, Africa de Sud, India și China și la vară, în funcție de care este prețul cel mai bun, noi facem niște contracte cu fermierii în care le dăm un preț minim și apoi, în funcție de prețurile pe care obținem, noi reușim să le obținem pentru valorificare, în funcție de cea mai bună ofertă, putem să creștem prețul minim și către fermier, astfel încât să aibă beneficiul maxim pentru această cultură. Nu-l vindeți direct din câmp, să înțeleg? Nu-l vindem, prima dată îl folosim și îl ducem la noi în fermă, acolo îl condiționăm, avem o stație de condiționare și o să mai luăm încă una deja foarte, foarte performantă, cu selectare optică, cu triere, cu tot ce trebuie, astfel încât să livrăm și un produs de foarte bună calitate. Mulțumesc mult pentru detalii amândurora, spor în toate și mai ales culturi bogate. Mulțumim și noi foarte mult și culturi bogate tuturor urmăritorilor dumneavoastră. Avem un fermier, dragii mei, de la care sigur aveți ce învăța, Aurel Petruș. Practică agricultura ecologică, ca să spun așa, și are foarte multe lucruri să le împărtășească. Să le spună fermierilor care au ochi de văzut și urechi de auzit că se poate produce și se poate cultiva ecologic. Este pentru mine acest material un semnal că trebuie să cultivăm ecologic pe suprafețe mari, pentru că piața există. Conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, România beneficiază de 14,7 milioane hectare de teren arabil, ceea ce înseamnă peste 61% din suprafața totală a României. Ce înseamnă acest lucru pentru noi? Înseamnă că 0,42 hectare revine fiecăruia dintre noi, dintre români. Ce vom face cu această suprafață, cum este ea valorificată, depinde doar de fermierii români. Ce vor alege? Agricultură convențională sau agricultură ecologică, pentru ca și noi românii să ne hrănim sănătos, depinde doar de ei. Și din păcate, prea puțin înțeleg rostul acestor suprafețe curate și importanța deciziei de a alege între convențional și ecologic. Firesc dacă îți propui în fiecare an să dobori recorduri de producție, dar nefiresc dacă ne gândim la ce lăsăm copiilor și nepoților noștri. Privit uneori cu coada ochiului de colegii de braslă, Aurel Petruș mizează de 25 de ani pe agricultura ecologică, pentru că niciodată nu l-a dezamăgit. O face și azi cu la fel de multă pasiune, cultivând 12 tipuri de plante pe 1300 de hectare, toate valorificate la un preț bun peste hotare, dar cu regretul patriotic că totul pleacă la străini. Într-adevăr, nu este ușor, este destul de greu a cultiva în regim ecologic, dar nu imposibil. Nu trebuie să ne bazăm pe subvenție, ci pe ceea ce facem, pe producția ecologică, care, într-adevăr, se valorifică la un preț un pic mai bun decât cea convențională. Care este structura culturilor? Ce aveți anul acesta în câmp? Da, lucrăm în jur de 1300 de hectare, având o structură foarte diversificată pe multe plante de cultură și aș începe cu grâul de toamnă, care ocupă o suprafață de 350 de hectare, rapița de toamnă, care ocupă o suprafață de 150 de hectare și mazăre de toamnă, mazăre de fapt cu camelină, semănată în toamnă, pe o suprafață de 120 de hectare. După asta vin culturile de primăvară cu floarea soarelui, 300 de hectare, porumbul în jur de 100 de hectare. Am introdus în cultură anul ăsta, având o comandă specială de năut, peste 100 de hectare de năut. Mai cultivăm soia. O paletă foarte diversificată. Foarte diversificată. Soia, în jur de 50 de hectare în cultură simplă și 50 de hectare în cultură dublă, tot pentru consum propriu.
și fasole pe 10 hectare. Încercăm din nou această cultură care are o cerere destul de mare și ar mai fi inul de ulei pe 100 de hectare. Deci o paletă foarte diversificată, o paletă de culturi care ne permite succesul printr-o rotație perfectă, un asolament excepțional, nu se face, rotația este ca la carte. Culturile au fost împărțite în funcție de cerința de pe piață, adică în funcție de comenzile clienților externi, iar ceea ce se întâmplă la ora actuală este rodul unei colaborări de peste 10-15 ani de când fermierul este permanent în contact cu partenerii străini câștigați la cel mai mare târg de produse ecologice de la Nuremberg. Chiar dacă avem o cerere foarte mare, de exemplu la rapiță, noi nu putem să încălcăm asolamentul și să cultivăm foarte multă rapiță pentru că ar trebui să nu respectăm rotația culturilor. Am uitat să menționez și sfecla roșie, o cultură care începând de anul trecut este cerută la export, mai exact în Spania. Anul ăsta o cultivăm pe aproximativ 8 hectare în cultură principală și 15 hectare în cultură dublă. Anul ăsta, din nou, o experiență, un început cu porumbul zaharat, tot pentru partenerul din Spania. Cerințele la ora actuală sunt foarte, foarte mari, numai că potențialul de 1300 de hectare nu putem să realizăm întreaga comandă care există la ora actuală. Da, dar este un semnal pentru cei care ne privesc și care ar putea să vă ia drept exemplu. Înainte de a începe interviul nostru, îmi spuneați că să nu ne așezăm aici, pentru că acest grâu arată impecabil, arată superb la momentul acesta și poate lumea nu v-ar crede. De ce ați spus acest lucru? Da, sunt încă voci care cred că nu respectăm tehnologia ecologică. Și uneori și noi suntem surprinși de anumite parcele care sunt foarte curate, dar să nu uităm că este rodul unor experiențe și unor încercări pe parcursul timpului. Foarte, foarte multe lucruri am putea să spunem aici, foarte multe elemente tehnologice de cultură pe care dacă ceilalți colegi le-ar auzi, poate nu le-ar veni să creadă sau ar spune că nu este conform cu ceea ce fac sau ar fi poate scump. De exemplu, anul trecut am început pentru prima dată sistemul de arătură la peste 50 de centimetri, un sistem de arătură foarte scump, foarte scump față de cel obișnuit. Aici este și o luptă sau o contradicție între fermierii care preferă să lucreze în teren fără arătură. Noi lucrăm în sistem cu arătură, cu toate elementele, de fapt. Chiar preferăm și subsolajul, preferăm și arătură superficială pentru anumite culturi. Și deci, care ar fi argumentul? De ce ați ales această variantă? Este simplu de tot, pentru că anumite culturi în sistem ecologic sunt foarte dificil de obținut și aici aș menționa sfecla roșie, soia, porumbul, fasolea, care sunt culturi care nu poate să lupte cu buruienile. Și atunci preferăm acest sistem de arătură pentru a îngropa toată masa de buruieni existentă la suprafața solului și a aduce de la 50 de centimetri un pământ curat, fără semințe de buruieni. Bun, mulți o să spună că introducem pământul fertil la 50 de centimetri și rămâne acolo nefolosit. Este o teorie total falsă, pentru că sistemul radicular al tuturor plantelor depășește întotdeauna 50 de centimetri, deci este exact acolo unde sistemul radicular se dezvoltă, fapt care se va vedea și în nivelul de producție obținut. Este prima oară când faceți această arătură la adâncime foarte mare? Deci anul trecut, în toamnă, s-a încercat pe o suprafață de 100 de hectare. După acest an, deci avem cultivate pe aceste suprafețe soia, fasole și porumb. După ce vom recolta, vom trage concluzia dacă acest sistem este bun sau nu este bun. Da. Ce soi ați ales pentru grâul de aici? Anul trecut și întotdeauna am preferat soiurile aristate și întotdeauna facem un amestec de
de două soiuri de grâu. Avem soiul românesc Boema și în amestec cu un soi franțuzesc. Cea mai mare provocare în agricultura ecologică o reprezintă lupta cu bolile și dăunătorii, pierderile reprezentând un procent de peste 10% din producție. Un tribut pe care fermierul a învățat să-l gestioneze de la an la an tot mai bine. Avem o combatere integrată a dăunătorilor când apare spicul. Pentru cărăbuș, pentru ploșniță, este un sistem de a se elimina datorită taliei diferite a celor două soiuri. Din ce vindeți la export? Ce merge cel mai bine? Secla roșie a venit foarte, foarte bine, are și o producție, se obține o producție destul de mare. Producția este undeva în jur de 40-50 de tone. Cum vedeți acest segment al agriculturii ecologice în viitor în România? Sunt convins că va avea succes în viitorul apropiat, având în vedere această cerință mare, extraordinară de produse ecologice, atât în Uniunea Europeană, cât și în România. Și acum ne întoarcem, dragii mei, la Mărăcine, la Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură. De data aceasta vom vorbi despre cultura prunului, dragii mei. Vom afla care sunt cele mai bune alegeri în funcție de sol, de locul unde este amplasat solul și, în sfârșit, avem încă multe lucruri de aflat împreună. Domnul director, am revenit în plantația de prun pentru că mă roade așa un pic o întrebare, un lucru. Aveți aici în institut foarte multe specii, normal, sunteți institut de specialitate, institut de pomicultură, vorbim despre prun. Nu întotdeauna, și nu numai prunul, și alte specii, nu întotdeauna vegetează foarte bine pe toate tipurile de sol. Ce faceți dumneavoastră, că sunteți până la urmă cei care trebuie să dați lecții tuturor celor care vor să se apuce de o asemenea activitate sau deja o fac? Ce le recomandați, ce faceți, ce soluții găsiți ca aceste specii să poată fi cultivate pe mai toate tipurile de sol? Ați ales foarte bine momentul și ați ales foarte bine specia. Nu? Prunul este specia tradițională pentru România, pentru zona de dealuri în special. Chiar a rezolvat probleme și sociale în timp cu creșterea acestei specii în România. Soluțiile pe care le dăm noi sunt, acum ne aflăm într-o plantație de prun pe teren plan. Avem în spate, avem plantația de prun pe terenul acestea în pantă, cu plantare pe curbele de nivel, și undeva în spatele nostru, o să luați câteva cadre probabil, avem plantarea pe terase. Sigur că plantarea pe terase, care este destul de costisitoare, cinstit, nu prea au mai practicat-o lumea, însă noi am găsit aici arealul în care să arătăm ce ar însemna soluțiile tehnologice pe cele trei mari sisteme. Deci pe terase, în pante pe curbele de nivel și pe teren plan. Pentru fiecare din aceste sisteme de cultură avem combinațiile soi-portaltoi specifice. Da? Pentru terase, sigur că avem prun, sortimentul românesc peste tot, dar pe portaltoi corcoduși, pentru că avem nevoie de vigoare pe terase. Pe terenurile în pantă, pentru că a evita problemele legate de scurgerile de suprafață, de eroziune de suprafață, avem tot plantarea pe portaltoi corcoduș, care este portaltoi generativ și cu o rădăcinare mai profundă ca să fixeze și solurile. Da? Și apoi avem aici pe teren plan soluții super intensive, este vorba de plantarea pe portaltoi vegetativi, cum este Saint-Julien, este acest portaltoi, însă sigur trebuie să privim cu atenție introducerea anumitor portaltoi, acesta este și rolul nostru. Sigur, în condițiile din România, când prunul este în zona dealurilor și știm, avem un conținut foarte ridicat în argilă, cu soluri foarte grele, cu soluri reci, este o problemă legată de portaltoi. Din păcate, soiul, acest tip de portaltoi, a creat câteva probleme. Acolo unde a băltit apa, au fost câteva probleme, ați văzut câteva goluri. Și probabil unde sunt și soluri mai grele. Mai grele, da, și vedeți, pe terenul plan, ce se întâmplă? Băltește apa și atunci, sigur că acest portaltoi vegetativ cu rădăcinare superficială a avut de suferit mai repede. Dacă privim în lungul rândului și observăm unde este zona mai lăsată, unde apa băltește și mai mult, noi am venit cu soluția, m-ați întrebat de soluții. Noi avem un portaltoi, se numește adaptabil, vedeți, parcă a fost predestinat, se numește adaptabil. El ce face? Rezistă extraordinar de bine la solurile acestea argiloase, la
băltire. Este unul din... Prin ce se caracterizează Portaltoi? Are o rădăcinare mai profundă? Explorează o cantitate mai mare de sol? Nu, acest Portaltoi, de fapt, este tot, se mulțește tot vegetativ, are o rădăcinare nu atât de profundă, dar este extraordinar de bine ramifică. Se mulțește foarte repede, foarte ușor, ramifică foarte bine și are o rezistență la băltirea apei. Aici este principala problemă. Și să știți că el este... oferă extraordinar de bune condiții pentru pomul altoit, pe acest Portaltoi, atât pe terenurile grele, dar să știți că și pe cele nisipoase. Nu pot să nu vă spun că acest Portaltoi este luat în studiu în Olanda și va fi un brevet european în acest sens pentru acest să Portaltoi. Să nu spuneți că îl brevetează olandezii. Nu, îl brevetăm împreună, nu. Suntem autori, nu. Cu autori. Cu autori, sigur că da. Da, foarte interesant ce spune și este, cred că, interesant în mod deosebit pentru cei care vor să înființeze astfel de plantații, pentru că trebuie să cunoască pe ce Portaltoi este altoit un soi anume, ca să poată avea succes în exploatație. Sigur, vă spuneam de aceste soluții, deci în afară de soi Portaltoi și tehnologii, nu? De asta am creat aceste loturi demonstrative, cum le numim noi, să avem soluții pentru cei care au teren în pantă, pentru cei care ar putea refolosi terasele făcute, să nu spun să le reamenajăm, pentru că sunt niște costuri foarte mari, și pentru cei care pot să pună pe terenurile plane, au acest teren, poate să folosească aceste liveri superintensive. După cum observați, și coroanele sunt diferite. Dacă pe teren plan și cu densități mai mari avem o coroană fustufă, pe terase și pe pantă avem coroana vas, mult cunoscută de horticultorii noștri care cultivă prun de foarte mult timp. Și coroane globuloase și mai multe tipuri de coroane, funcție de cum vrem să conducem, exact, prin tăiere pomul respectiv. Nu este suficient să ne oprim la materialul biologic. Cred că este foarte important să știm să aplicăm tehnologia de cultură pe toată perioada de vegetație, pe tot parcursul anului și pe toată perioada de vegetație a unei plantații. Sunt soluții moderne, soluții noi, pe care aș vrea, domnule director, cu permisiunea noastră, să revin și să le discutăm la momentul potrivit, pentru că este foarte important ceea ce faceți aici și ceea ce intenționați să transferați fermierilor mai mari sau mai mici. Mulțumesc pentru acum. Sigur, cu multă plăcere, oricând vă putem prezenta din tot ce înseamnă nou în domeniul pomiculturii. Cum sună asta, dragii mei? Împreună salvăm gospodăriile de subzistență și contribuim la însănătoșirea orășenilor. Sună extraordinar și cât adevăr, nu? Vă invit să urmărim un material despre Asociația Creștem România Împreună și despre un proiect al lor intitulat Adoptă un țăran. Un proiect care se ocupă atât de țărani cât și de orășeni. Împreună, într-o armonie perfectă. Mă bucur să te cunosc. Și mă bucur că ați venit. Ești un promotor al Asociației Creștem România Împreună. Da. Este o ocazie minunată să vorbim mai mult despre proiectele voastre. Te rog să-mi spui mai întâi câteva cuvinte despre această asociație. Da. Cu o denumire foarte sugestivă. Da. Este o denumire care mie mi s-a lipit de inimă din prima, de când l-am cunoscut pe Mihai, care este președinte al asociației. Și am zis, da, asta e echipa pe care eu mi-o doresc. Cumva rezona foarte mult cu ceea ce voiam să fac. Să, nu știu, să cresc alături de niște oameni frumoși, țărișoara asta care mie mi-e foarte dragă. Și ne-am cunoscut acum 2 ani, în 2016. A fost o întâlnire așa foarte scurtă în care am zis, da, avem multe lucruri în comun, hai să pornim ceva. Și așa s-a lansat proiectul Plantează în România, primul nostru proiect al asociației în comun. Și a fost un proiect de un real succes. Nu ne așteptam să fie din prima un proiect care să adune 5.000 de voluntari într-un singur, practic într-un singur anotimp, în primăvară, că plantările se fac primăvara și toamnă. Și ne-a dat așa un boost motivațional foarte mare. Și am zis, măi, lucrurile trebuie să se dezvolte. E clar că putem lucra împreună. S-au lipit și niște oameni de noi și din vechea gașcă de protestatari, dar și, nu știu, prieteni care rezonau cu ideea asta de a face România mai verde. După acest proiect, după ce ne-am liniștit după prima ediție, într-o seară, la o discuție cu niște prieteni, s-a născut Adoptă un țăran. Este proiectul meu de suflet, pe care și coordonez de altfel. Este un proiect cu o notă educativă foarte importantă. Da. În primul rând pentru că promovați țăranii, dar promovați în marile orașe, acolo unde oamenii au nevoie să cunoască cât mai mult despre satul românesc, despre faptul că pot mânca produse sănătoase, nu? Da.
Și este o mare nevoie din partea oamenilor. Adică de-a lungul timpului, în ăștia 2 ani de zile, mi-am dat seama că e o sete, efectiv, de, și de a trăi la țară și de a reînvăța, practic, ce înseamnă legătura cu pământul, dar și de a consuma produse autentice. Mm-hmm. Pentru că ducem lipsă și cumva nu mai știm să facem diferența între ce e autentic și ce e copiat, fals sau pur și simplu chimic, 100%. Pentru că lucrurile cu timpul s-au denaturat, iar autenticitatea costă, din nefericire. Acum, ca să reușești să scoți un produs 100% natural sau bio, e nevoie de resurse destul de mari. Și oamenii nu prea își permit nici să producă și cumpărătorii să achiziționeze. Și atunci încercăm să găsim o cale de mijloc. Să identificăm gospodarii care chiar fac lucrurile din pasiune, cu drag, fără a interveni cu diverse chimicale în producție, și să-i scoatem la lumină și tu, ca orășan, să poți efectiv să te duci în gospodărie, să-ți culezi singur mărul, să vezi cum se face brânza, să-l ajuți pe omul ăla sub o formă din asta de troc, efectiv, tu vii, muncești, cum s-a întâmplat și astăzi, primim mâncare, primim brânzică, e totul minunat, adică chiar e un schimb. Și o chestie de menționat, pe care toți ne întreabă și în special țăranii, care sunt reticenți de multe ori să intre în program, nu costă nimic. Deci noi nu intermediem la modul preluăm, noi vindem și câștigăm, nu. Noi doar facem munca de promovare, pe care o facem din inimă, 100% voluntariat. Și ce instrumente folosiți ca să promovați? Păi avem site web și Facebook-ul. Aceleași canale pe care le folosește toată lumea, însă trebuie să recunoaștem că Facebook-ul a fost cel care practic a explodat acest proiect. Deci în 2 zile aveam deja 1000 de like-uri, ideea a prins și atunci practic proiectul ne-a luat înainte, lucrurile păreau wow, însă noi eram în urmă, ne apucasem să vizităm gospodării și a trebuit așa să... Hai! Și cum ați început? Da. Păi aveam o gospodărie din întorsura Buzăului, Tanti Angela, care se găsește și pe site și pe Facebook, de la care cumpărau părinții mei de 7 ani de zile. Deci brânză, ouă, carne, în funcție de ce era disponibil. Acum au și o mică plantație de afini și mai aduc verdețuri, ce mai au prin gospodărie. Și am fost la ei, i-am vizitat, am văzut care sunt condițiile, am făcut poze, am scris un articol, adică un mic interviu, și am postat albumul pe Facebook. Și a avut în 24 de ore sau 48 de ore undeva la 1500-2000 de distribuiri. Adică ne-am dat seama că lucrurile funcționează, oamenii setează după astfel de lucruri. Și am zis, da, asta e, trebuie să mergem mai departe. Deci, practic, asta este strategia. Vizitați gospodăriile, faceți poze, vorbiți cu oamenii, îi întrebați ce pot oferi și apoi îi promovați. Da, exact. Până în momentul de față, câte gospodării ați reușit să implicați în acest proiect? Se implicăm 100% în jur de 70 în toată țara, însă în coadă de așteptare sunt undeva aproape de 1000. Însă, având resurse limitate de oameni, pentru că ne dorim foarte mult să fim în control, adică să mergem să vedem cu ochii noștri. Și asta implică timp. Și e și perioada scurtă. De exemplu, dacă ești producător de legume, degeaba veni la tine în decembrie. Da. Nu se poate. Și atunci e o perioadă foarte scurtă în care noi trebuie să ne mișcăm. Și vorbim și de voluntariat. Exact. Este voluntariat. Poate dacă lucrurile ar fi stat altfel și am făcut asta într-un alt context, s-ar fi mișcat mai repede. Însă tragem nădejde că oamenii sunt înțelegători și că mai bine, mai puțin și calitativ decât mult și... No. Poți să-mi spui care este dimensiunea fermelor sau gospodăriilor pe care voi le-ați vizitat? Vorbim de gospodării mici, de ferme de subsistență, de medii mari? Mari nu avem, da. Majoritatea sunt gospodării de subsistență, sunt și ferme mici. Însă noi, practic, am încercat să luăm țăranul care își scoate la poartă marfa și acum suntem într-un proces de educare, practic, să învățăm cum pot face trecerea de la gospodar de subsistență la mic producător. Adică încercăm să acționăm educativ și pe latura asta, nu doar cu urășenii, ci și cu țăranii, să le fie mai ușor să, nu știu, să răzbată, adică să poată să iasă cu produsul efectiv în piață sau să... hrănească corporațiile, de exemplu, pentru că am avut cereri din partea unor mari companii că ei și-ar dori să cumpere de la gospodari masă pentru o lună de zile, să zic. Adică să primească brânză sau... No. Da. Spuneai că vă doriți să verificați, să vizitați, mă rog, să nu folosim acest cuvânt, verificați, că pare foarte riguros așa, să vizitați fiecare gospodărie în parte ca să vă asigurați că... Că ce? Da. Ce vreți că lucrurile se întâmplă ca la... Adică
cum ne imaginăm noi că ar trebui să fie la țară? Lucrurile, în principal, adică să se facă produse de mână, fără mașinării complicate, să nu se folosească chimicale. Încercăm să luăm și probe de sol de la cei care produc, de la legumicultori și agricultori. Nu ne e întotdeauna ușor, însă încercăm pe cât putem să oferim celor care vor efectiv să facă parte din Adoptă un țăran o mică garanție. Acum lucrurile cu timpul sperăm că se vor dezvolta și vom reuși și noi să, nu știu, să avem altfel de unelte care să ne fie mai la îndemână. Să putem să demonstrăm cumva că gospodarii ăștia chiar merită și sunt autentici. Da, și cumva din interacțiunea pe care am tot avut-o cu ei, îți și dai seama, nu știu, e o chestie așa între oameni. Parcă, nu știu, felul în care îți vorbește când te sună sau, nu știu, aș îndrăzni să zic, smerenia cu care te primește în gospodărie. Nu știu, se cunoaște, gospodarul autentic se cunoaște și oamenii care ajung în gospodărie își dau seama și mai vor să plece de acolo. Adică se creează așa o legătură între ei și orășeni, încât nu mai e indestructibilă. Deci, efectiv, se simte că asta e autenticitatea. Și noi asta căutăm cu proiectul, de fapt. Mai mult decât să își vândă unii oameni produsele, ci să aducem orașul și satul la olalt într-un mod armonios, da, să nu se piardă tradițiile, dar nici să împiedicăm ceea ce se numește modernitatea astăzi, da, de lucruri trebuie de mult apuse. Trebuie să fie o simbioză. Exact. Spui că ați fost luați prin surprindere de amploarea pe care a luat-o acest, da, proiect. Cum va evolua el de aici înainte? Eu sper că din ce în ce mai bine. O să rămână ca laturi principale cele pe care le avem până acum, respectiv vizitele în gospodării, promovarea țăranilor, dar m-aș bucura să avem mai multe gospodării în care să facem astfel de acțiuni. Să mergem să ajutăm oamenii în regim de voluntariat, bineînțeles, cu orice. Deci tot ce e nevoie într-o gospodărie, practic să înțelegem ce este în spatele hranei pe care noi o punem pe masă. E foarte important. Iar lucrurile astea se vor întâmpla, sper eu, cât de repede și pe partea cealaltă de meșteșuguri. Și deja am fost în Horezu, adică lucrurile au început să se închege și în direcția asta. Cât de important este să existe în România asta care se vrea foarte modernă, vrem agricultură de mare performanță, vrem utilaje, cât de important este să avem aceste gospodării țărănești? Este foarte important și nu doar să rămână la locul lui, ci să mai vină și alții care să ducă mai departe treaba asta. De ce? Pentru că doar așa putem păstra, practic, de la hrana autentică, de la semințe păstrate din generație în generație, care să se cultive în sol bun, pur românesc, că știm că avem printre cele mai bune soluri din lumea asta, este important și pentru mediu, pentru că habitatele se păstrează în mediul lor natural, nu ai cum să trântești o fabrică și să-ți imaginezi că o să rămână acolo speciile care au rămas, la fel cum se întâmplă și cu defrișările, ai tăiat, s-a stricat habitatul și este foarte important pentru noi ca sănătate psihică. Să ne conectăm cu pământul, pentru că dacă se mută toate gospodăriile de subzistență în mall-uri sau în fabrici, s-ar putea să nu mai înțelegem ce înseamnă să trăiești, efectiv. Dragilor, în ultimele emisiuni v-am tot prezentat noutăți pe care colegii mei le-au descoperit, ca să spunem așa, la târgul agricol de la Jucu. Ați văzut acolo utilaje noi, performante, ați văzut cum arată și cum este la o licitație de bovine și acum a venit rândul să aflăm câte ceva despre membrii Asociației Produs de Cluj. Nu aveau cum să lipsească de la o astfel de manifestare, iar ceea ce a atras atenția colegilor mei, aflăm împreună. Bună ziua, cu cine vorbesc și de unde sunteți? Bună ziua, mă numesc Căpușan Paul, sunt din localitatea Cluj-Napoca și am înființat o plantație de zmeuri în localitatea Borșa, în județul Cluj. Cu ce produse la târg? Am venit cu sirop de zmeură, dulceață de gutui, dulceață de gutui cu nuci, dulceață de ardei iute, pastă de măceșe și o noutate, dulceață de gogonele. Cum este dulceața asta de gogonele? Toată lumea crede că este o dulceață acrișoară, pentru că este un fruct verde, dar tomata, neajunsă la maturitate, nu are nicio aciditate, deci este ca și cum ai mușcat dintr-un măr aproape. Nu este deloc acrișoară. De unde pasiunea aceasta pentru produse tradiționale? În primul rând, vă voi explica cum am ajuns la o cultură de zmeuri. În urmă cu aproximativ 8 ani am mers în Austria și m-am îndrăgostit de o plantație de zmeuri.
și am mers mai departe pe ideea aceasta până am ajuns să dau la facultate. Am decis să merg la Facultatea de Horticultură, la USMV Cluj. Am terminat facultatea anul trecut și în 2015, în toamnă, am înființat 1,5 hectare de plantație zmeuri. Între timp am mai crescut, am ajuns la 3 hectare de zmeuri și încă o plantație de aronia și goji. Sunt două plante la modă în ultima vreme. Poți să-mi spui ceva despre tehnologia de cultivare la zmeuri? Câteva date. Noi folosim soiuri remontante, adică planta crește în același an în care produce. În mod normal, la zmeuri, zmeurul clasic crește într-un an, în următorul an produce. Noi avem zmeuri care produce în același an în care crește. Deci, producția începe din sfârșitul iulie până dă înghețul, câteodată. Noi acum 2 ani am recoltat și în 1 noiembrie. Pentru a începe o astfel de afacere, fonduri europene, fonduri proprii, a fost greu, a fost ușor? Am încercat cu fonduri europene, dar nu am putut să ne bazăm pe asta, așa că am luat-o pe cont propriu și da, acum voi, la anul, în primăvară, voi aplica și pentru fonduri europene, chiar și pentru un proiect în această vară. Ce probleme ai întâmpinat? De toate felurile, mai ales natura își face de cap, e foarte greu de controlat și de controlat situația, mă refer, că natura nu putem controla, dar în cazul în care, de exemplu, vine o boală, trebuie să fim acolo, să știm ce boală e, ce tratament trebuie aplicat și sau un dăunător, deci anul trecut a fost îngheț, am îngheț târziu, în aprilie, acum în 20 aprilie, anul trecut, a fost un îngheț care ne-a împărțit producția în, nu știu, 20-30% din cât ar fi fost potențialul. În acest moment sunteți pe plus, pe minus? Încă pe minus și teoretic, dintr-o plantație de zmeuri sau alți arbuși fructiferi, investiția se scoate abia în anul 3-4. Asta depinde de tehnologia aplicată, dar evident, noi am încercat să facem produse procesate pentru că în stare proaspătă nu prea este rentabil și în al doilea rând produsele procesate se pot depozita o perioadă mai lungă de timp, de până la 2 ani. Procesul acesta de procesare, în ce constă? Depinde de produs. De exemplu, la sirop trebuie să se stoarcă fructele. Noi avem un sirop cu pulpă, nu fără pulpă, deci nu am făcut filtrare. Se amestecă, se diluează cu zahăr și se ambalează. Mai departe, la dulceață, tot așa, se elimină părțile care sunt necorespunzătoare pentru produsul finit și se fierb și apoi se ambalează și atât. Ce planuri de viitor aveți? Ne dorim în principal să ne mărim gama de produse și să ajungem cunoscuți, să putem să avem o promovare care merge de la sine și eu personal îmi doresc să mergem în afară. De ce în afară? De ce în afară? Pentru că se caută tot mai mult produsele care sunt foarte calitative și mai aproape de cele 100% naturale. Și acest lucru se poate face foarte ușor în România, fiind și având și posibilitatea de a face culturi eco, bio, în străinătate e un pic deja prea greu pentru ei, pentru că și-au compromis terenurile. În această zonă, forța de muncă, întâmpinați probleme? Da, întâmpinăm probleme pentru că oamenii își doresc să lucreze, dar cer mulți bani sau nu își doresc să lucreze și mai bine stau pe ajutor social. Ați spus că vreți să vă extindeți. La ce produse v-ați gândit? Vom face sirop de soc. Am avut și anul trecut, dar a avut trecere foarte bună și l-am vândut. Aveți plantație de soc? Nu, din floare spontană se adună. Avem un plan să facem dulceață de căpșuni, sirop de căpșuni. Și așa mai departe, acum cum avem și plantația de aronia, vom face suc și eventual și dulceață din aronia și goji, nu știu, o să mai încercăm tot felul de combinații. Aveți concurență în această zonă?
oarecum. Nu producem noi cât am avea potențial în zona, mă refer, dar tot timpul este loc și pentru altcineva și cu cât competitivitatea e mai mare, cu atât pe noi ne obligă să scoatem produse mai calitative, mai bune, mai naturale și mai ieftine. Aveți clienți care vă contactează? Da, ne-am mai participat încă la câteva târguri și am avut numărul de telefon lăsat pe etichetă și mă sună oamenii să fac livrare în principal în Cluj-Napoca, dar mă sună și din zona Moldovei sau Timiș și comandă cantități mai mari. Bună ziua, Delia Cătană mă numesc și suntem prezenți aici cu ulei de floarea soarelui presat la rece. Din ce localitate și ce județ? Uleiul este produs în sat Pata, județ Cluj. Ești o tânără întreprinzătoare. Cum a început această afacere? Da, așa este. A fost un gust cu care am crescut de mică și am ajuns la vârsta la care mi-am dorit să fac eu ceva și am considerat că ar fi o afacere care merită dezvoltată. Tatăl meu avea un punct de lucru unde veneau oamenii cu materia primă și el făcea uleiul. Între timp s-a oprit, a început altceva și nu știu, mi-am dorit să duc mai departe această idee. Aveți o presă de ulei, presupun. Da. În ce constă procesul tehnologic, să zicem așa, uleiului presat la rece? Da. Deci este o presă unde presarea se face la rece. După aceea vine o filtrare printr-o pânză de bumbac vegetal și o foaie de hârtie, după care urmează decantarea naturală. Vreți să vă extindeți? Ați accesat fonduri europene? Urmează? Bineînțeles că ne dorim o extindere și o dezvoltare cât mai frumoasă. În momentul actual nu am accesat niciun fond, totul a fost investiție proprie, dar cu siguranță ne dorim să... Floarea soarelui este producție proprie sau în alte surse? Da, cu o parte din materia primă ne ajută și tatăl meu, iar cealaltă parte o achiziționăm de la producători. Perspective de viitor? O dezvoltare cât mai frumoasă și să ajungem în cât mai multe locuri. Cum văd vizitatorii produsele de la acest stand? Asociația Produs de Cluj este un lucru foarte bun și frumos pentru producătorii locali. Este un mod foarte frumos de promovare. Oamenii care vin aici au încredere în ceea ce văd pe aceste standuri și i-ai câștigat oarecum. Deci e un lucru frumos. Participați și la alte târguri? În momentul actual doar cu Produs de Cluj. Și da, suntem peste tot în țară. Aproximativ în toate orașele ajungem pe parcursul unui an. Bună ziua! Cu cine vorbesc și de unde veniți? Bună ziua! Adriana Sărmar din Chiuiești, județul Cluj. Cu ce produse astăzi la Agraria? Cu produse apicole. Începem cu mierea, cu polen, propolis, păstură. Presupun că aveți tupi. Câți aveți? Da, avem. În jur de 200 de familii de albine. Cum merge acest business? Ce să zic, așa este o bunăstare a familiei, nu te îmbogățești peste noapte, este, nu știu, trebuie să-ți placă meseria respectivă, să o îndrăgești și da, se poate trăi bine din apicultură. Este o moștenire de familie, să zicem? Da, la noi da, este moștenire de familie. Ce planuri de viitor aveți? Păi, ce să zic... Ne ocupăm deja de mulți ani de albine și bineînțeles că o să rămânem tot în domeniul albinelor. Le-am îndrăgit, ne plac. Este o muncă frumoasă, o muncă în care pot să antrenez și copiii. Cum văd cei tineri această muncă, să zicem, zi de zi la albine pe câmp? Păi, ce să zic, dacă am crescut tot cu albinuțele, și ei la fel au îndrăgit albinele, le place, toată vacanța sunt duși cu albinele, mergem peste tot, îi purtăm cu noi. Cum vă promovați? Vânzarea
la târguri, cum este și Târgul Agrar. Foarte mult ne-au ajutat Produs de Cluj, Asociația Produs de Cluj, unde am reușit să vindem tot ceea ce producem. Cum văd vizitatorii la târguri, să zicem, produsele dumneavoastră? Le place. Este un târg foarte bine organizat, unde găsesc produse 100% naturale și zicem noi că este ceva benefic și pentru noi și pentru ei. Cu cât stupe ați început această afacere? Păi am primit moștenirea de familie, 60 de familii, după aceea ne-am extins, a început și soțul să le îndrăgească, pentru el a fost un pic mai greu, dar în timp le-a învățat, le-a îndrăgit și uite că suntem acum apicultori și ne place ceea ce facem. Doriți să vă extindeți? Mai mult nu. Nu, pentru că pentru o familie de 4 persoane este o muncă destul de grea și este bine atât pentru noi. Bună ziua! Ce faceți, doamnă, aici? Bună ziua! Facem o cămașă populară la un copilaș, de la un ansamblu de la noi și am venit la acest târg să ne arătăm ce lucrăm, noi țăranii, care asta lucru și-mi facem mai. De unde veniți? De la Frata. De la Frata. De cât timp faceți asemenea costume? Vă spun sincer, de cusut cost de tânără fată, dar de 20 de ani, de când lucrez intens costume populare. De 20 de ani am fost duș până în Hanovra, la expoziție pe acolo, am jucat și în formația de dansuri populare de la noi din sat. Și așa am început și am făcut costume la oamenii din satul nostru, la anumite formații și na, cu asta mai suplimentăm pensia asta bogată de ceapiu, că noi suntem ceapiști. Este o moștenire de familie? Da. Din fericire vreau să vă spun un lucru care mă mândresc la ora actuală. Îmi lucrează fetele. Nurorile le-am învățat, le-am inspirat dragostea asta de lucru și mere, sunt foarte mândre de ele. Și am lucrat costume, pot să zic, aproape în colțurile lumii. America, Japonia, nu știu, români plecați din Spania, Italia, sunt mândră cu ceea ce se fac, cu tot că mere forța nevoie, dar când văd că oamenii cu școală, oamenii învățați, România nu-și poartă cu drag costumul popular, pentru mine e o mândrie, vă spun sincer. Soțul dumneavoastră ce face? El mai zice cu fie. Eu o mai ajut și eu ca să-i marcă sporul la lucru, îi tracă ce o doină, de exemplu. Ne cântați și nouă? Ne-ați cântat? O doină a oilor. Asta am învățat-o când eram... Eu umblam cu oile când eram copil. Că atunci, pe vremea, se trage lucrul la copii. Acum nu cel mai lasă. Gemnicuț, când am început să umblu bine, umblam cu oile, după aia cu vașile și după aia m-am dus la profesional. Scăpat ce la oi am învățat. Horea oilor. Horea oilor, zicem noi. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Timpul a trecut atât de repede, aveam multe, încă multe, multe povești a vă spune, în sfârșit. Dar eu sunt fericită că ați venit la întâlnirea cu mine. Sunt sigură că o să ne revedem și duminica viitoare fix la aceeași oră aici, la Agro TV, așa cum o facem de ani și ani în urmă. Dragii mei, vă spun așa, să fiți sănătoși, să aveți o săptămână frumoasă, să vă bucurați de cei dragi, să vă bucurați de câmp, să vă bucurați de viață. Noi ne bucurăm astăzi pentru că am fost împreună la Grădina Botanică Dimitrie Brânză din București, gazda noastră perfectă. A fost și cu puțin vânt, dar ia uitați, am vrut neapărat să vă răsfăț cu trandafirii grădinii botanice, fapt pentru care și eu, Adriana Trandafir, vă dau binețe și vă aștept duminica viitoare. Toate cele bune! Emisiunea a fost susținută de companiile Agrosel, profesionistul dumneavoastră în semințe, și Romvac, tradiție și inovație în medicină.